Salut! Astăzi revin cu a doua parte din clasamentul cu cele mai bune filme lansate în 2021. Dacă ai ratat prima parte, fă click pe sugestia apărută din colțul de stânga de sus sau treci pe linkul care îl găsești sub acest video. Reamintesc că acest clasament nu reprezintă părerea mea personală și locurile s-au atribuit în dependență de media obținută din notele criticilor și spectatorilor. Abonează-te pe canalul meu dacă ești pasionat de cinematografie și nu uita să activezi toate notificările pentru a nu rata alte videoclipuri care ar putea să-ți placă. Deci, hai să începem! Locul 10. Tic Tic Boom. Un musical biografic cu Andrew Garfield în rolul titular. Chiar dacă decorurile sunt modeste, dar textele relativ simpliste, prestația impresionantă a lui Garfield ca actor și ca cântăreț a fost răsplătită cu Globul de Aur. În centrul atenției este Jonathan Larson, un poet și compozitor care visează să-și vadă creațiile pe scenele de la Broadway. Lucrând chelner, el deja de 8 ani încearcă să-și termine primul musical care în sfârșit îl va face renumit. Și iată că până la prima prezentare importantă din cariera sa de compozitor, rămân zile numărate, dar piesa principală încă nu este scrisă. Nici pe plan personal nu stă prea bine. Iubita îi propune să se mute în alt oraș, unde ea și-a găsit de lucru. Presat de incertitudini, Jonathan va fi nevoit să aleagă dintre ambițiile sale și dragostea, care peste câteva zile va pleca la sute de kilometri. Locul 9. Drive My Car. Această dramă japoneză este câștigătorul Globului de Aur pentru cel mai bun film în limba străină. Nu este genul de filme care devin populare. Dacă sincer, ai nevoie de răbdare ca să faci față celor 3 ore cât durează pelicula ca să înțelegi ideea regizorului. Sau să nu înțelegi și pentru tine va fi doar o pierdere de timp. Astfel de filme e greu să le apreciezi deoarece fiecare le va percepe subiectiv. Yusuke Kafuku este actor și regizor de teatru, căsătorit cu Otto, regizoare și ea. Cuplul pare o familie fericită care trăiește și creează în deplină înțelegere. Însă nu este așa. Moartea fiicei lor a lăsat o rană adâncă în inimile celor doi. Ea îl înșeală, dar el se preface că nu știe, de frică să nu o pierdă. Totuși o pierde. Otto moare, dar Yusuke rămâne singur, față în față cu toate cele cuvinte care trebuia să îi le spună, dar nu le-a spus. Toate acele lucruri care trebuia să le facă, dar nu le-a făcut. Aflat într-o depresie severă, Yusuke întâlnește pe Misaka, o tânără cu un trecut tragic, dar această întâlnire posibil îi va ajuta să lase în urmă fantomele trecutului și să încerce să trăiască mai departe. Locul 8. Povestea din cartierul de vest. Încă un deținător al Globului de Aur, de data aceasta în categoria cel mai bun film, comedie sau musical. Fiind comparată cu versiunea lansată în 1961, criticii unanim au afirmat că povestea din cartierul de vest, regizată de Steven Spielberg, este mult mai aproape de musical original care a spart Broadway-ul în 1957. În unul din interviurile sale, Spielberg a afirmat că de mic era îndrăgostit în acest musical, inspirat din opera iconică a lui Shakespeare, Romeo și Giulietta. Dar în martie 2014, regizorul în sfârșit a confirmat dorința de a face o nouă ecranizare. Această veste a stârnit un interes sporit în rândul spectatorilor, deoarece era evident că versiunea lui Spielberg instantaneu va fi comparată nu doar cu filmul din 1961, dar și cu zecile de adaptări teatrale care de ani buni sunt montate pe scenele din întreaga lume. De asemenea, publicul s-a întrebat dacă ilustrul regizor, care nu are experiență cu musicaluri, va face față acestei provocări. Și se pare că s-a descurcat destul de bine. Povestea din cartierul de vest deja luând 3 globuri de aur și se prognozează că va avea o listă impunătoare de nominalizări pentru Oscar. Locul 7. Cea mai rea persoană din lume. Această peliculă norvegiană prezintă mentalitatea tineretului contemporan, plictisit de rutină și stabilitate, mereu în căutarea de sine, a ocupației preferate, sensului vieții și dragostei adevărate. Așa este și Iulia, studentă la medicină care într-o zi înțelege că nu mai vrea să fie chirurg, ci psiholog.
Însă, peste puțin timp, tânăra ajunge la concluzia că nici psihologia nu este chemarea ei și ar trebui să se încerce ca fotograf. Paralel cu schimbarea domeniului, se schimbă și iubiții. Timpul trece. Curând va împlini 30 de ani, dar Iulia tot nu și-a găsit rostul în viață. Chiar dacă are o slujbă stabilă și un bărbat care o iubește, rutina o sufocă și ea mereu simte nevoie de ceva mai mult, ceva diferit. Anume aceste incertitudini și căutări de sine, redate printr-un limbaj simplu și natural, fac filmul deosebit, dar majoritatea spectatorilor se sesizează că și ei au trecut prin ceva asemănător. Locul 6. Coda. Este o comedie dramatică care teoretic ar trebui să aducă în prim plan problemele persoanelor cu deficiențe de auz. Însă filmul nu este despre asta. Istoria se axează mai mult pe relațiile din familie, vise, sacrificiu și perioada zbuciumată a adolescenței. Ruby Rossi este un copil Coda, adică copilul al cărui părinți sunt surzi. Ea este unica din familie care aude și poate vorbi. Întrucât familia se întreține din pescuit, dar tatăl și fratele său nu pot ieși în mare fără o persoană care aude, Ruby este nevoită zi de zi să-i ajute pe barcă. Între timp, adolescenta se îndrăgostește de un coleg de clasă, dar pentru a fi mai aproape de el, se înscrie la orele de canto. Aflând despre asta, părinții cred că este o revoltă infantilă și Ruby dorește doar să fie cât mai diferită de ei. Însă tânăra iubește să cânte, dar capacitățile sale îl impresionează pe profesorul său și el îi propune să-și continue studiile la o facultate prestigioasă de muzică. Înaripată de această perspectivă, Ruby totuși înțelege că plecarea sa va fi o lovitură fatală pentru familia care depinde de auzul său. Locul 5. Covadis, Aida. Filmul este inspirat din fapte reale și prezintă evenimentele care au avut loc în iulie 1995 lângă orașul Srebrenica, din Bosnia și Herțegovina. Aida Selmanagić, o fostă profesoară, acum este traducător la baza militară al ONU. Situația din țară se agravează constant. Armata sârbă ocupă tot mai multe localități, inclusiv orașul Srebrenica, aflat sub protecția Națiunilor Unite. Populația civilă, îngrozită de posibile exterminări, se retrage spre baza militară ONU, cu speranța că acolo vor fi protejați de furia sârbilor. Însă unitatea nu-i poate primi pe toți și sub garduri, în voia sorții, rămân 30.000 de persoane. Printre aceștia sunt și familia Aidei. Crezând că funcția ocupată îi va ajuta să-și salveze soțul și feciorii, traducătoarea încearcă să obțină permisul ca cei trei să fie lăsați să intre în baza militară. Între timp, generalul sârb începe evacuarea forțată a civililor adunați sub gardul unității ONU. Dar ceea ce va urma a fost recunoscut ca cea mai mare crimă în masă din Europa după cel de-al doilea război mondial. Locul 4. Dune, partea 1. Noua ecranizare a romanului lui Frank Herbert este o adevărată sărbătoare pentru amatorii unui science fiction calitativ. Era de așteptat că filmul nu va reuși să transmită în totalitate amploarea lumii create în mintea scriitorului. Totuși, încercarea regizorului Denis Villeneuve nu este rea deloc. Desigur, ca și în cazul filmelor lansate în ultimii ani, efectele speciale și coloana sonoră sunt impresionante, în special dacă ai avut ocazia să urmărești Dunele la cinema. Ca cele mai însemnate neajunsuri la acestei producții, majoritatea spectatorilor au menționat alegerea neinspirată a distribuției, inclusiv a actorului principal și a viitoarei consoarte, dar și tratarea superficială sau omiterea unor momente cheie din istorie. Astfel, dacă dorești să înțelegi și să simți la maxim cele prezentate în film, posibil nu ar strica să citești romanul. Cu atât mai mult că continuarea istoriei despre tânărul duce Atreides va fi lansat numai devreme de anul 2023. Locul 3. The Father. Această dramă sensibilă îl motivează pe spectator să revadă bătrânețea sub un alt aspect, mult mai real și mai apropiat, dar momentele comice prezentate ascund o tristețe și durere disperată. Este posibil că filmul va crea o impresie confuză, deoarece istoria relatată este ca un puzzle care se strânge piesă după piesă, urmărind viața eroului principal. Prestația din acest film a adus al 6-lea Oscar în pușculița lui Anthony Hopkins. Și nu fără motiv, deoarece anume el transmite toată profunzimea acestei pelicule.
În centrul atenției este Anthony, un bărbat care suferă de demență progresivă. Acesta locuiește într-un apartament spațios în Londra și refuză categoric ajutorul asistentelor sociale angajate de fiica sa, Anne. Rătăcind prin labirintul amintirilor, eroul principal tot mai mult se rupe de realitate. Starea sa se agravează constant și el uită lucrurile elementare. Înțelegând că nu-și poate ajuta părintele, Anne va fi nevoită să ia una din cele mai complicate decizii din viața sa. Locul 2. Liga Dreptății, Snyder Cut. Dacă ești fanul istoriilor despre supereroi, această peliculă este o alegere potrivită. La moment este una din puținele producții DC care cu nimic nu cedează celor de la Marvel. După eșecul total al versiunii din 2017, care a stârnit un val de nemulțumiri în rândul spectatorilor, producătorii au mers până în pânzile albe ca să-l întoarcă pe Snyder în acest proiect. Și se vede că efortul s-a meritat, deoarece atât criticii cât și publicul au recunoscut că Snyder Cut nu doar este mai reușită decât versiunea anterioară, ci că comparația celor două filme este pur și simplu imposibilă. Totuși, pentru a savura din plină vergura acestui spectacol, îți recomand să optezi pentru varianta completă, care durează 4 ore. Posibil anume această durată impresionantă este unul din elementele care a făcut diferența, deoarece a permis spectatorului să cunoască mai bine originea și caracterele personajelor, astfel acțiunile lor căpătând o logică și motivație clară, dar istoria devenind solidă și bine explicată. Locul 1. Omul Păianjen, Niciun drum spre casă. Un deznodământ neașteptat. Recunosc că și pentru mine a fost o surpriză și înțeleg stupoarea celor care nu iubesc filmele cu supereroi. Însă la moment niciun alt film apărut în 2021 nu a reușit să întreacă toată nebunia provocată de Niciun drum spre casă. Imediat după lansare, continuarea filmelor despre Omul Păianjen a bătut record după record. Primul film după pandemie, cu încasări de peste $1 miliard, cel mai profitabil film din anul 2021 și al 8-lea cel mai profitabil din toate timpurile. Niște cifre incredibile, luând în considerație că lansarea a avut loc nici 2 luni în urmă și multe cinematografe încă îl mai rulează. Interesul față de acest film a fost așa de mare, încât la faza precomenzilor de bilete, unele site-uri au fost blocate de fluxul doritorilor să-și rezerve un loc la cinema. Ca să nu dau spoilere, îți spun doar că Omul Păianjen, Niciun drum spre casă, incontestabil a reușit să combine între ele elementele unui blockbuster bun, o coloană sonoră și imagini impresionante. Scenele dinamice explozive, dar cel mai important a rămas sentimental și emotiv. Cam atât pentru azi. Scrie în comentarii dacă ai văzut careva din filmele de mai sus și dacă da, ce impresie ți-au lăsat. Nu uita să dai un like acestui video dacă ți-a plăcut și să te abonezi pe canalul meu. Dacă nu vrei să ratezi alte videouri interesante cu topuri tematice sau știri din lumea filmelor, fă click pe clopoțel. Ne auzim în videoul următor.